Vă salut, dragi prieteni, de pe contul meu de Facebook, Cătălin Oțeni, și vă mulțumesc că vă aflați din nou alături de mine aici, live pe Facebook, în sufragerie. Într-o emisiune foarte interesantă și incitantă, aș spune, și o emisiune foarte, foarte frumoasă și un interviu, de asemenea, foarte, cu foarte mare impact, că uite, asta am venit să spun acum, pentru că alături de mine se află Roxana Ristea, psiholog, și vom vorbi despre cutremurul dragostei. M-am gândit cum să fac să aduc în prim plan și să discutăm despre ambele subiecte importante de astăzi, și cutremurele, dar și dragostea. Și am zis să vorbim despre cutremurul dragostei. Să vedem ce înseamnă acest cutremur al dragostei, Roxana. Așa. În primul rând, bine ai venit, bine ai revenit. Așa. Mulțumesc. Așa? Da, te-ai gândit de acolo, foarte bine. Foarte. M-am gândit foarte bine, a? Mm-hmm. Sunt bun, cum s-ar spune. Te-ai gândit foarte bine să compactezi cele două evenimente de azi. Așa? Că na, ce să facem acum? S-a dat lockdown la Târgu Jiu. Da. Da. Dar chiar așa, când ai anunțat că vii la mine la emisiune, nu mă gândeam că o să dai două. Mă, și aseară și astăzi. Da, da, da. Adică noi mi-am și glumim, atenție, pentru cei sensibili. Deci, n-am crezut că o să anunți așa. Da, da. Dar, am anunțat că vin și... Și gata, a fost. Da. Nu știu data viitoare când te invit să vorbim înainte, să nu fie, Doamne ferește. Bun, da. Cum e cutremurul ăsta al dragostei când ne ia? Când ne ia pe oameni, pardon. Că am zis că nu vorbim despre noi, vorbim despre alții. Ne face proști. Mm-hmm. Da, ăsta e adevăr, că în momentul în care ești mai mult decât trebuie implicat într-o relație de dragoste. Așa. Mai mult decât trebuie? Da, da. Trebuie să ai o limită, să stai frumos. Ei, da, există limite în relațiile de dragoste? Nu, păi, dacă te implici prea mult, așa? Da, există. Da, da. Așa. Ajungi să faci tot felul de chestii și pentru... Pe care o să le regrezi. Exact, da. Pentru celălalt. Și da. Le-am mai discutat în toate interviurile noastre. Ce, da? Alege-te pe tine. Alege-te. Da. Și apoi pe celălalt. Pentru că doar așa te vor alege și alții. Ce serios ai fost. Așa... Da. Nu, dragi, vreau să știți că la Craiova nu s-a simțit cutremurul. Dar chiar vreau să te întreb dacă s-a simțit, să știi că unii l-au simțit. Nu, nu toți. N-a fost panică, n-a fost nimic. Cred că n-a sunat telefonul la primărie azi. Nu la 112. La păi mai devreme mai am și interviu cu doamna primar Iorguța Vasescu, care a spus la Antena 3, la emisiunea Cătălinei Porumbel, pe care o salut. Și a spus că nu au simțit nimic acolo. Da. Dar nici noi aici. Eu de exemplu n-am simțit nici pe ăla de ieri, nici pe ăla de azi. După cum a spus și pe Facebook, sunt cam nesimțit, da, se pare. Da. Ești un pic. Nu, cred că și o să catin. Da, noi și toți prietenii noștri imaginari. Nu. Te știi că acum 10 ani tu făceai interviuri cu extraterestri. Da, ți-aduce aminte? Și nu cu extraterestri, cu mișcarea raeliană din România. Da. Care era aici la Coșoveni, în județul Dolj, și reprezentați de seamă. Da. Tomi Raelian, salut dacă se uită. A venit și aici cu Gabriela Doranska din Slovacia. Fix acum 10 ani. Da, deci nu tu, deci fix, ai un nu obicei, ai un obicei de Sfântul Valentin, când e vorba de iubire și de viața ca în filme, da. Așa să faci tu ceva nasol. Adică, da. Nasol. Salutăm pe Vasile Iulian Alin și pe Gabriela Irina Benchia Romanii, colega și prietena de la Bacău mulțumim, TV, realizatoarea emisiunii invitatul săptămânii de la Bacău TV. Și mulțumesc că ne urmărește, iată, de acolo. Alina Rotaru Rotariard, vă pup și noi te pupăm, Alina, și îți mulțumim că ești alături de noi. Da. Așa, deci nu ai simțit cutremurul, nu. E ok, nici eu, deci... Nimeni, n-a fost panică, toată lumea... Dar cutremurul dragostei... Da, acolo e nasol. Cum e acolo? Cum păi tu îți dai seama, astăzi toți au alergat ca... Ca niște oameni atenți la iubitele lor. Ca niște bolovani, au alergat peste tot. Și la iubitele altora. Bolovani. Așa. Și da. Cu bomboane, a cu flori. A fost inedit. Cam fiecare. Vedeam la cineva, a postat o fată, evident, avocată, da. Fostă colegă de facultate, și mi-a plăcut un exit poll astăzi la florărie, la ora 10 era 20% prezența, ca și cam politică. Deci cam puțin. Puțin, eu? 20% în Craiova. Păi, Cătăline, hai să schimbăm puțin frecvența și hai să fim un pic serios, vrei? Nu mai au bani oameni, nu? Așa. Tu ai uitat ce am pățit? În ultimii 3 ani? Păi... 4? Cât sunt? Păi din cauza unora care au făcut numai tâmpenii, nu e vina oamenilor. Și nu exclus. Al șefii la lume, cum ar ce Dana Budeanu.
Și a șefilor guvernelor, că ei au fost vinovați. Și amețiții. Amețiții. Tele. Amețitele și mafioții, cum zice. Da, zice. Așa. Deci zice, dar zice bine, sincer. Da. Acum nu, că nu-i fac eu reclamă, nu-i fac reclamă, că n-are nevoie de reclamă, că nu. Slavă Domnului, ea are cât noi toți la un loc, dar de un monitor. Da. O să pe Ana Maria Domnului, da, Dumitru Nicu și Gotovan Cosmin. Și le mulțumim că se află atât de noi. Așa, zic. Da, într-adevăr. Să știi că oamenii nu mai au bani. Păi nu mai au și bani. Și nu-și mai permit lucruri. Gabrielina Benchia Romani, vă urmăresc cu interes. Mulțumim foarte mult, o bucurie și o plăcere, Gabi, că ești alături de mine aici de fiecare dată. Mai ales că ești colega mea de breastă, de presă, de acolo, din Bacău, la Bacău TV. Și mă bucur mult că ești alături de noi. Da, deci lumea nu mai are bani. Da, oamenii nu au bani, Cătălin. Oamenii sunt într-o situație groaznică. Dar tu știi foarte bine asta. Bărbații nu au bani, că fetele deci au. Deci mă provoci. Pe OnlyFans. Da. Lasă fetele în pace, am vorbit de atâtea ori. Lasă-le, da. Trebuie să trăiască păi și cum? De eu le las vorba aia, le iubesc. Dar nu-i vina lor că se ducă ea și dau cu click, cu contul, la rând, ia fata, ia, că eu am. Și fără să pună mâna. Nu e vina lor, fetele sunt deștepte. Uite că vorbim de dragoste ăștia și de dragoste asta, da, fetele sunt deștepte. Da. Din păcate nu pot să spun același lucru despre băieții, scuzați-vă, dar ăsta e adevărul. Da, da. Știți că eu mai în glumă, vă spun tot de adevăr. Da. Eu am înțeles fenomenul ăsta, păi psihologic. Da, mă, ei se duc acolo cum și să dai nimă, plătești, dar fără să pui mâna? Nici măcar să pui mâna. Deci eu înțeleg până la urmă că și plătești. Dacă plătești și pui mâna, nu e regulă, dar minte să dai un clip. Păi asta zic. Deci nu, nu e ok. Nu e okay. Adică ei au dar problemă. Dar ce se întâmplă aici? Scurt circuit. Ce? Scurt circuit. Unde ajungem? Că uite de ce sunt să... Sunt frustrări. Uite de ce să cutremură lumea. Hai să-ți explic. Da, să așa cum femeile dezvoltă frustrări datorită fizicului, da? Femeile între ele se urăsc doar pentru că una arată mai bine, atât. Da. Alt motiv nu există. Da, se urăsc, într-adevăr. Așa, da. De bune. Da. Da, din păcate. Bărbații ce au? Deci, ei dezvoltă frustrări undeva pe zona asta, sexuală. Și atunci îi refulează. În tot felul de episoade din astea, știi? De altfel, discuție între bărbați sunt, au dat, au făcut, au... Apropo, că Valentine's Day despre iubire, dar în general... Da. Foarte mulți se lau cu performanțele lor sexuale de 3 minute. Ca să zic așa, cel mai bun ca când o cuprem. Nu, dar foarte mulți, domne, a făcut adres. Nu există. Nu există. Cum nu există? Nu există. Vorbești ca Dana Budeanu acum. Nu există. Nu, cum să nu existe? Așa face. Dragoste. Nu, e replica ei. Nu există. Deci cum? Cum nu adică? Deci bărbații în general se laudă că ei sunt, că fac, că trec, că... Băi, aia care scuzați-mă, că... Și mă, că aia care... Și încolo de fapt femeile... Nu, că nu te las, mă, nu te las. Nu, bine, nu vrea. Nu. Deci, aia care se laudă, aia n-au pus mâna pe o femeie în viața lor. Deci, aia au stat și s-au uitat la alții. Cum să se uite, mă, la alții? Da, au stat și au văzut pe alții cum plimbă o femeie. Ei nu. Băi, frate... Deci, știi că e și vorba aia, unii le plimbă, alții le... Da. Da, și sunt multe vorbe pe pământ. Sunt multe. Mai ales la Craiova. Mai ales la Craiova, da. De ce zice așa? Dar și la București nu e? Bă, nu, da. Nu sunt? Sau la Ploiești, ca să fiu așa, sau la Băilești? La Băilești. Cum scrii tu pe la Băilești sunt cele mai multe. Dar de ce oare există? De ce e mintea asta? Sau de ce cred unii că dacă vorbesc sau povestesc, că e adevărat că nu e, să cred mai bărbați sau mai femei unele, că și unele femei vorbesc. De ce să creadă? Că ne întoarcem iar la IQ. Așa. Ce-i asta? Nu te duce capul. Contează numărul de, de iubiri. Da. Agenda. Nu, pierd numărul. Nu, e o prostie. Băi, ți stau ca proștii la cafea? Și încep să-i urezi. Adevărul va fi, eu cu aia, eu cu aia și eu cu nimeni. Păi și acum, de mai provocare, mai supărat. Cum? Stânga și dreapta, nu sunt Manuela astea. Prietele, sunt prietene da, veche ăștia din copilărie. Și știu exact. Nu, băieți, voi știți. Dar asta e. Dar uite, dar fetele sunt mai și părerea mea e că astăzi, dacă tu vorbim de dragoste, păi, de fete Dumnezeu, și... femeile sunt mai șmechere în ziua de azi decât bărbați. Hai, luminează-mă și pe mine, că tu știi că eu nu știu nimic. Ei, nu. Cât plătește... Iluminează-mă. Ascultă-mă. Iluminează. Cât plătește un bărbat să intre pe ăsta, ce zici tu, de fani? Păi nu știu, că nu am conturi. Păi nu, dar măcar ai informația, lasă-mă, că te cunosc prea bine. Chiar nu știu. E mult? Ce înseamnă mult? În fine, nu deci contează. Și mă rog, dacă ai dat, ești trist. 100 de euro, nu știu, apar n-am. Chiar dacă aveți informații de genul ăsta, scrieți-mi sau, măcar, sau pe privat, dacă poate nu vreți să spuneți public.
Că mai sunt și ăștia. Da. Dar de ce ar face, de ce există? Că e vorba de iubire, iubire, da? Dar e vorba de foarte multă sexualitate astăzi. Despre asta. Și foarte multe frustrări vin de acolo. Da. Pentru că asta era în care trăim. Da. Tot e despre totuși, sex. Freud nu s-a născut, nu e contemporan cu noi, dar parcă apare din când în când. Eu cred că cam peste tot. E ca o chimeră. E cam peste tot, nu? Și cum ar putea să se rezolve problemele astea? Nu or să se rezolve niciodată. Or să se accentueze, că nu se vrea. De acolo, de la telecomandă, așa, de la butoane, așa, se dorește să fim proști. Da. Da, nu. Deci de la fotele cam iese. Le-a ieșit în ultimii 3 ani. Le-a ieșit bine. De minune. Și văd că se continuă, adică... Da, că suntem sărași lipiți pământul. Aceasta nu este o emisiune conspiraționistă. Atenție, noi vorbim... Nu, e... Nu. Nu, că noi nu avem decât păreri, sale noastre. Valentine's Day. Da, dragostea. Mai cel mai frumos sentiment. Da, este. Chiar sentimentul ăla curat, exact, da? Exact, altul dar nu ăla în care... Ne vor eu așa. Da. Asta e altceva. Cam așa s-a nu ăla în care stai în dulap. Da. Așa e, da. Jucăm în filme diferite, asta e clar. Da. E, dar tot romans. Acum, în acest moment. Tot romans, tot romans. Da. E cel mai frumos sentiment, altul nu există. Dragostea și iubirea înseamnă creație. Corect, da. Doar atunci poți să creezi. Da. Cei care scriu înțeleg ce spun. Păi și e lăsat de la Dumnezeu pentru exact, oameni. Dar de exact ce s-a pornografia până nici și cultura și literatura? Aole, tot acolo te duci. Măi, ai ceva astăzi. Ce-i cu tine? Nu știu. Să extraterestri. Nu mai zgâlțiați barca. Zgâlțiți, cum se zice. Zgâlțiți. Da. Zgâlțiți, așa. Deci nu mai zgâlțiți, băieți, barca, lăsați-ne. Numai că ia uite ce zice. Canapeaua. Da, deci ce se întâmplă cu lumea asta? Eu de foarte multe ori m-am întrebat. Ce se întâmplă? Se întâmplă ce se vrea. Și noi toți facem armata. Ceva mi-a spus că în 2012 s-a schimbat frecvența Pământului. Da. Și că de aia da, așa. Nu știu, fizică nu știu. Este fizică cuantică. E grea, rău, nu. Deci nu putem să ne dăm seama, dar noi vedem anumite lucruri că se întâmplă. Se întâmplă. Și se întâmplă sub ochii noștri. Da. Da. Unii dintre noi le vedem. Altora le deschidem ochii. Mai ales să fac o glumă. Dar majoritatea nu le văd. Nu le văd, nu le simt. Așa. Uite cum a fost acum. Cu siguranță a fost o panică totală cu cutremurul, da? La Târgu Jiu. A luat toată lumea la foc. Dar nu numai la Târgu Jiu. Și la Vâlcea. Nu, ascultă-mă. Așa. Sigur s-a întâmplat așa. Da. Da? Am văzut și imagini mai devreme. Da. Și ce au început să sune la 1-1-2. Chiar cu la Vâlcea am vorbit cu o fată, o prietenă de acolo și mi-a și plângeau și țipau și erau speriați și asta înseamnă panică. Probabil, dacă noi eram cu ei acolo, făceam același lucru. Plângeai și noi și țipam. E. Ba da, pentru că oamenii se duc turmă, se duc toți. Păi am spus-o mai de mult în emisiuni la televiziune, că am prins atâtea lucruri în emisiuni, deci, dar oamenii putem nu l-am prins. Sper să nu... Cătăline, se duc toți. Se duc toți, ascultă-mă. Unde? În momentul în care ești într-o situație, vei face ce vor face ceilalți. E atât de simplu. E efectul de turmă. Exact. Care e știință, e cunoscut. Deci dacă noi eram la Târgu Jiu azi, noi doi, fugeai și noi cu ea pe stradă. E. Da. Bine, noi din casă. Bine că noi stăm în casă. A, noi nu. Nu, că noi stăm în casă. Ne stăm pe stradă. Gluma. Nu, Doamne ferește, nu. Dar apropo de lucrul ăsta, ca să nu se înțeleagă ce nu ar trebui. Deci în momentele astea, eu cred că cel mai important este să rămânem calmi. Și calm, să, da. Dacă avem simțul umorului, nu trebuie să ne lipsească. Mai cred că toți știm de când eram copii. În tocul ușii, ascundeți-mă în tocul ușii. Ne spuneau la școală. Nu ieșiți pe scări, ci foarte, foarte atenți. Cultură civică, ce făceam acolo? Cultură civică, da. Da. Da, stați în tocul ușii și nu vă panicați. Nu mișcați. Atât, aia trebuie să faceți. Da, corect. Pentru că în orice situație de stres și de panică, cu cât te agiți mai mult, cu atât agravezi starea ta. Adică... Și asta nu e valabil doar la cutremure, Roxana, nu, în general. Nu, în orice, da. Noi în orice situație de stres. Da, îi salutăm pe toți prietenii noștri și le mulțumim că se află alături de noi. Cristina Pară, Lucian Nidrică, Coca, Eleonora, Piar, aici, Petecana, Amelia, Sabina, Croitor, Mihaela, Sterie, Gotovan, Cosmin, Dumitru, Nicu, Ana Maria, Năutu, Cădurenea, Benchea, Romani, Monica, Meri, Iulia Țiparu și Vasile Iulian Alin. Cristina Pară ne spune bună, săracii bărbați, ne zice Cristina Pară. Da, săracii. Da. Trebuie să dau, nu, like, să dau râs, așa. Au multe de ca să zic așa, în perioada asta. E februarie, după aia uite, aici ar trebui să intre psihoterapeuții.
Ar trebui. Serios, da, trebuie să intre, să ia cu forță în terapie, știi? Pe și cuvânt. Pe bărbați și deci, pe femei, dar mai ales pe bărbați. Dezvoltat așa. Știi cum e cu site-urile astea? Ce sunt astea matrimoniale? Că nu știu. Nu sunt matrimoniale, sunt mai rău. Așa. Zice. Așa. Știi cum e? E ca la păcăneli. Te-ai dus odată, te mai duci. Deci ăștia nu se mai pot opri. Deci nu. E o dependență, se creează o dependență. Și atunci e o problemă. Da? Deci... Și bănuiesc că deja avem... Păi sunt destul de psihoze. Sunt... Păi dacă se vede numărul de abonați. O dai în altele. Se vede numărul da. De abonați acolo. Au fost foarte multe statistici. Dar apropo, și colegii și prietenii din mass media, pe care ai să lucru cu toată diferența și cu totul. A, și vezi, știi promovează. Care sunt? Știi care sunt? Sunt fete care vin pe la televiziune, la emisiuni și sunt promovați. Cine e? Adică vezi cu nume și prenume? Nu știu, nu. Dar, ferească Dumnezeu! Dar de ce ați face așa ceva, băieți? Doamne! Am văzut, pentru că sunt singuri și triști. Deci nu mă, pe ăștia ar trebui să-i alinieze psihoterapeutii, să-i bage în cabinete. Deci să facă terapii 7 zile din 7. Păi dacă fetele nu-i bagă în seamă? Că e o problemă. Păi, caută și ei niște fete virtuale. Inclusiv frustrările astea se pot rezolva. Poate că nu știu, nu se simt și foarte... Și există și sexologi. Avem și în Craiova. Cristina Zanfir. Nu se simt foarte atractivi, foarte... Nu știu, sau ce au ei, poate... Sau caută afecțiunea aceea, eu știu ce caută. Mulțumesc, Sorina. Așa. Ah, bun. Sabina Croitoru, care și mulțumesc că a distribuit... Vă pup! Doamna Sabina. Mulțumim. Distribuie live-urile. Cosmin Gâdea. Problema psihologiei o reprezintă cunoașterea de sine și cunoașterea altuia, cu scopul de a asigura eficiența activității și adaptarea la condiții sociale și de mediu. Psihologia este studiul funcțiilor și proceselor mentale, a experiențelor interioare și subiective, precum gândirile, emoțiile, conștiința, motivarea, percepția și personalitatea. Conflictul între indivizi apare în general din cauza neînțelegerii faptului că fiecare persoană vede lumea în felul său unic. Însă confortul pe care îl pot oferi banii și lucrurile materiale nu trebuie confundate cu fericirea. Corect. Acestea sunt lucruri diferite. Cel mult putem spune că fericirea poate include uneori și confortul. Sunt oameni în lume care... Stai puțin, te întreb, dar noi nu am spus asta. Adică nu. Așa. Dacă s-a înțeles greșit, îmi pare rău. Nu am spus. Am spus că în urma a tot ce s-a întâmplat în ultimii 3-4 ani în lume, da, pe planetă, oamenii nu mai au bani. Adică toată lumea a dat faliment în orice domeniu. Și atunci asta am spus. N-avea legătură cu dragoste. Adică dacă ați înțeles asta, nu poate dragostea pentru bani. Din cazul ăla. Conflictul între indivizi, așa în general, înțelege faptul că persoana vede lumea, însă confortul care îl oferă bani și lucruri materiale nu trebuie confundate cu fericirea. Corect. Acestea sunt lucruri diferite. Cel mult putem spune că fericirea poate include uneori și confortul. Sunt oameni în lume care nu posedă foarte multe lucruri materiale, dar care sunt fericiți și care își dăruiesc dragoste. Dar corect. Tu știi, Cătălin, că noi nu avem bani și facem lucruri. Da, și că iubim sincer. Cumva fericirea și iubirea sunt chiar și aici acum. Nu le putem vedea sau auzi, dar ele sunt prezente în viața noastră. Există câteva soluții despre care sunt sigură că doamna psiholog Rosana Mistea, cu competența și expertiza sa de profesionist, le va discuta în cadrul acestei emisiuni pe care o voi urmări cu interes și plăcere. Mulțumim foarte mult și Gabriela Irina Benchea Romani, colegă și prietenă de la Bacău TV, ne spune: ai o invitată super, Cătălin, mulțumesc, și tu ești o persoană superbă, Gabi, toate cele bune. Miță Șosea, sunteți doi nebuni frumoși. A, domnul Miță, frumos. Mulțumim. Mai veniți și dumneavoastră. Frumos. Mai veniți pe la Cătălin. La emisiune, da, da. Maria Silvia Cujmeanu, bună ziua, bună ziua. Mi-a fost invitat, da, de adevăr. E foarte talentat domnul. Păi de atunci suntem prieteni, da. De atunci îl știu eu pe O să auzi și pe Iulia și pe Julian Dinu și pe Oblemenco Craioveanu și pe Maria Silvia Cușmeanu și le mulțumim că se află alături de noi. Maria Silvia Cușmeanu ne-a spus bună ziua, bună ziua. Mulțumim. Deci revenind, se creează aceste fuză din cauza, dar ce se întâmplă atunci când, eu am mai spus-o, că am, cred că se întâmplă reale drame, atunci când problemele sociale se confundă și se intersectează cu problemele personale ale fiecăruia. Atunci se creează drame. Că fiecare persoană are anumite probleme, da? Și vin problemele astea sociale care se întâmplă în lumea acum, se interferează cu probleme și atunci se nasc reale... Se compactează. Da, se compactează. Compact. Cum mai poți face față oamenii? Trupă. Da. Da, bună. Fata din vis și toate cele compact, trebuie da? Trebuie să fii atent, să fii atenți în jur. Să fii atenți pe cine ascultă, mai vorbit de atâtea ori. Păi atâta manipulare, Roxana, păi, da, în cine să mai crezi? În nimeni. Crezi în tine. În Dumnezeu.
În Dumnezeu, clar. E totdeauna, eu am spus-o, că nu mai știți în cine să credeți, credeți în Dumnezeu. Și corect. Nu veți... Corect, în Dumnezeu. Nu veți greși. Credeam că e de la sine înțeles, nu trebuie să spun da, asta. Corect. Da. Însă și pe Fabio Cârstea și mulțumim că se află alături de noi. Ești cu minte? Ești cu minte în seara asta? Vorbești cu... Da. Gâdea Cosmin, bunul meu prieten, Gâdea Cosmin, mulțumim. Director Centrul Județean de Aparatură Medicală Dolj și un foarte bun prieten, ne spune așa, Cosmin, felicitări pentru emisiune, Cătălin, vă urmăresc cu mare interes, având în vedere că acest subiect, dragostea, ne privește pe toți, este cea mai mare forță a Universului. Atunci așa când o descoperi, realizezi foarte că viața frumos ai spus, Cosmin, forța Universului, bravo, și bravo, oamenii bravo. Sunt făcuți unii pentru alții. Dragostea înseamnă prezența lui Dumnezeu și este dovada binecuvântată. Succes, distinse invitate și multă putere de muncă alături și pentru oameni. Da, Cosmin este un foarte bun inginer și un profesionist, dar este și un om foarte spiritual. Poate asta puțină lume știe. Da, păi nu, că noi a dat Dumnezeu să ne adunăm toți. Suntem pe frecvențe. Suntem pe aceeași frecvență. Da. Puțin extratereștri, dar suntem pe pământ. Asta ca să fim într-o așa. A fost o glumă. Ce părere ai de treaba asta cu OZN-uri de acum? Da. Sunt subiecte. Păi și acum văd două. Da? Tu nu le vezi? Aici, ba da, sunt acolo. De la, da. Trei ai. Da. Are trei spoturi. Da, de lumină. Vezi, la mine de aia nu văd lustra când se mișcă, pentru că eu nu am lustre. Aici am niște becuri în tavan. Da. Sunt prinse direct. O salutăm și pe Geana, Claudia, Georgeta și mulțumim că se află alături de noi. Mulțumim. O cântăreață, o artistă foarte, foarte talentată care mi-a fost aici invitată. Bun, deci cum putem să nu intrăm în panică? Uite, asta iar este o chestie. Deși e firesc. Dar doar ce am vorbit, Cătălin, și am spus, dacă noi eram la Târgu Jiu, fugeam și noi ca leșinații pe acolo. Ce ai? Pentru că oamenii se panichează și se transmite. Dacă odată ce un grup sau câțiva oameni o ia la fugă, te duci și tu. Da, dacă câțiva pentru că nu ai timp de reacție, nu gândești în momentul ăla. Dar știi, efectul deci, în momentul în care te sperii, tu nu mai gândești. Asta trebuie să înțelegi. Deci nu mai gândești. Știu. Deci nu mai ești lucid. Indiferent. Te-ai speriat, gata. Și asta nu contează că ești jurnalist, că ești psiholog, că ești avocat, că ești un om cât se poate de rațional. Corect. Odată ce te-ai speriat, nu mai gândești logic. Oare de asta suntem de vreo 3 ani, cel puțin 3 ani de zile, eu cred că de mai mulți ani suntem ținuți în teroare, în frică, în teamă? Că zilnic numai asta, mi-ai spus că tu nu te uiți la televizor. Eu mă uit că prin prisma meserii, unei de meserii mele, asta mă, ne place circul, mă, ne place circul de sus în drama, jos. Drama, da, și drama, nu? Drama, da, mai ales drama. Uh-huh. Dar ne place circul de sus în jos. Și de jos în sus. Nu, no, dar de sus în jos ne place cel mai mult. Adică? Că putem. Că de jos în sus e mai greu. Dar de sus în jos se poate. Cum adică? N-ai înțeles? Ia, să-i explicăm ce eu am zis, dar vreau să spui... Și pentru cei care să... Da, nu vreau să explic. Nu vrei să intri în detalii. Nu, bine. Nu, mulțumesc. O să luăm pe Maria Cristina Firu, o salutăm și psihologul Maria Cristina Firu, care este și director Biblioteca Județeană. Mulțumim. Ighe Bibicescu, din Drobeta, Turnul Severin, o salut cu drag. Geana Claudia Georgeta, o artistă foarte, foarte dragă acestei emisiuni. Geana Claudia Georgeta ne spune, vă salut, mulțumesc frumos pentru prezență, că te ești un drăguț ca de obicei, pentru prezentare, pardon. Mulțumesc pentru... Da, și tu la fel și mulțumesc mult de tot că ne sunteți alături. În această zi apreciem. Mare... Băi, s-a întâmplat asta, deci după ce că da, e... Da, noi voiam să facem Revelion, ca să știți. Da. Deci noi asta voiam să facem. Ea a venit îmbrăcată... Da, eu am venit în roșu că e Valentine's Day. Da, și vă dați seama ce l-am întrebat cum am intrat? Ce ai făcut, Cătăline? Te-ai înscris în PSD? Nu, a zis că sunt în roșu că-s PSD-ist, dar ea este îmbrăcată într-o rochie, într-o... Sunt în rochia de la Revelion. Noi vreau să facem Revelion. Hai, lasă. Noi am mai făcut Revelion o dată. Știi? Că l-am făcut în direct. Da, da, dar tot da, așa și reloare. Da, nu, îi face Revelion vești. Și ca Dan Diaconescu și în registrație. Și cu tremurul ăsta ne-a stricat momentul, adică... Apreciez că am înțeles că tu te-ai pregătit foarte bine da, pentru emisiunea mea, să vii la mine. Și mă chinuie o sinuzită de multe, multe luni. Și am fost și foarte bolnavă. Și n-ai simțit cutremurul pentru că tu erai concentrat să te pregătești pentru a veni la emisiunea mea. Așa mi-ai spus, că erai acolo. Nu l-am simțit, că nu l-a simțit nimeni în Craiova. Cătăline, ce-i cu tine? Păi eu am mesaje aici de la oameni care l-au simțit în Craiova. Da? Serios? Aoleu. Deci eu nu vreau să ne fac nesimțiți, nu vreau. Dar unul nu l-am simțit noi. Nu. Da. Nu.
Da. Pe ce frecvență vine dragostea? Uite, întreb și eu în bine să, vine așa, la, pe la București. Hmm? Vine pe la București? Pe unde la intră? Constanța. Pe la Timișoara, pe la Severin, pe la Vâlcea, pe, pe așa, peste tot. Hai să zicem toată România. Peste ocean. Pe zi, pe la zice acum, peste ocean. De peste ocean. Date astea cu harp, ce părere ai? Uite, să vorbim așa, dacă toate sunt, da? Crezi că cutremurile sunt naturale sau sunt induse? De ce? Cred că sunt induse. Îmi asum totalitatea ce am spus. Păi deja a intrat în sfera asta, Roxana. Ce o să-mi fac? Chiar conspira. Păi nu știu. Nu, ce să-mi fac. Nici eu încă nu știu ce să cred. Sunt dar mi se pare așa. Toți suntem oameni. Da. Și aia mici. Să ne lase Domnul în pace. Da, Domnule, ia mai lăsați-ne în pace să ne... Nu mai zgâlțeați barca. Zgâlțiți. Exact. Nu nimeni să zic cuvântul ăsta. Și așa ne zgâlțim noi destul. Nu ne mai zgâlțim și noi. Cred că am zis bine. Ia să vedem ce mesaj avem. Geana Claudia Georgeta, în loc să fiu îndrăgostită, sunt speriată. Ne pare rău. De la cutremur pe care am simțit. Uite mai, uite, vezi? Da, chiar așa. Vor, în loc să fim acum, deci poate unii pregătiseră cina, vinul și au să spar vinul. Trei ani am fost speriați de pandemie. Așa? Da? Asta am făcut. Trei ani am stat cu frica. Exact, cu frica în sân. Și... Așa, și... După ce s-a terminat pandemia, Cătăline, ce s-a mai întâmplat? Ia, spune-ne tu că tu ești mai informat. Păi cum? Tot tu urmărești. Într-o zi de 24 februarie, de dragobete, okay. A intrat, a început războiul. Că și de tot spun ăștia, de tot spun ăștia că va fi, război. Nu, nu că va fi al treilea război mondial. Ce ziceau atunci? Acum că o să atace Republica Moldova, că va... Încă nu. Suntem tot în război? Da, da. Interesant. Da. Și acum mai veniră și extraterestri. Da. Adică veniră. Sunt acele baloane. Sunt acum aici cu noi, da. A, mai auzi o știre acum, chiar la oficial, ci că deasupra României, în timpul cutremurului, a fost un balon. De la, cum a fost în Canada sau la America. Asta e tare, asta e tare. Deci, oare o fi adevărat sau nu? Cum? Apropo, Roxana, da. Psihologic, ce să mai poată un om, ce să mai înțeleagă un om care cât de cât e cu capul pe ume? Ce să înțeleagă? Să nu se uită la televizor, eu de-aia mă uit. Dar vezi, aici îți fac ție rău când spun treaba asta. Poți să spui ce vrei, că nu... Pentru jurnaliști, eu mă uit okay. la televizor. Nu e ok, de știi? Exemplu, eu n-am emisiunea telefonă online. Dar mă uit la televizor. Mulțumim, Robert. Sperăm că ești bine, da? Și salut pe toți prietenii și colegii mei din presă. Deci nu am nicio treabă, mă uit la te. Vă salut cu mare drag și din suflet. Salut, Robert Ionuț Păiuș, primarul Comunei Stejar, din județul Gorj. Și mulțumim că se află alături de noi. A, așa. Bun, deci... Da. Ce vom face mai departe? Da. Da, nu știu ce la ce a zis. A răspuns că l-am întrebat eu dacă e bine. Ah, ok. Am zis că sper că sunt bine. S-a simțit cu tremurul acolo? Uite, îți dai seama că s-a simțit. Că el e acolo, la Stejar, nu? Da, în Gorj. Zic bine, Robert? Da, uite, vorbim. Asta e emisiune interactivă. Da. E emisiune interactivă. Mm-hmm. Vorbim. Da. Ia să vedem ce ne răspunde. Vorbim în direct cu prietenii. Da, bă, nu are să vedeți. Da, foarte tare. Da, dacă erai pe aici, puteai să intri și tu. Cu simțul umorului. Te lăsam în sufragerie. Cu simțul umorului, ca de obicei, și un om pe care îl apreciez foarte mult pentru că a făcut foarte multe lucruri frumoase pentru Comuna Stejar. Da, și dar nu știm asta. Ei știu că, foarte mult știu că eu l-au foarte la asta. Politicienii. Eu ce erai critic ca jurnalist, dar sunt și oameni pe care... Pentru tine s-a îmbrăcat în roșu. Apreciez. Asta nici așa să nu. Astăzi m-am îmbrăcat în roșu pentru iubire. Mult. Da, foarte mult chiar. Că păi, viața e o glumă. Nu să creadă oamenii că există extraterestri. Dar pare că viața este o glumă în ultima vreme. Depinde cum... Dar din păcate o glumă proastă. Da, noi facem glume bune. Da. Sau cel puțin așa ne place să credem. Mulțumesc, mi-i spune acum Robert. Știi că aici nu poate să te placă toată lumea, Cătălin. Da. Deci foarte bine, dar nu ne place. Chiar ar fi o problemă. Dați-ne bloc. Există butonul block de bloc. Change. Există butonul de bloc. Mulțumesc. Și pentru doamna Olga. Da, zice, nu. M-am îmbrăcat pentru că este Valentine's Day, Robert. Da, Robert. Da. Noi aveam alte planuri. Nu aveam de gând să discutăm ce discutăm. Și ne-a cutremurat cu tremurul ăsta. Păi, probabil a fost panică în Vâlcea, în... A fost. A fost. Gorj, unde am fost? A fost în... și în Mehedinți, a fost din păcate. Cu siguranță oamenii sunt speriați. Pentru că s-a simțit mai bine. Și îți dai seama că au mai fost, adică avem așa un deja vu în ultimele zile. Și după faza ne cu Turcia, stogolim, așa, după faza cu ne învârtim, și cum ar zice Fabio, ne învârtim în sensul girator. Da. Dar nu ieșim de acolo, știi?
E foarte tare pentru un care nu are încă permis că are metafore. N-are încă, bine spus. Metafore de genul ăsta. Sau doamne mare permis. Ciprian Voinea și Gâdea Cosmine spune: nu trebuie să uităm o secundă că dragostea înseamnă viață și pentru o viață fericită trebuie să însușim dragoste, să însușim dragostea și să ne o asumăm. Pentru că dragostea este o stare constantă de bine, un sentiment de împlinire și trebuie prețuită. Vă doresc o seară minunată, plină de iubire. Mulțumim. Asemenea. La fel, Cosmin. Robert Ionuț Păiești ne spune: nici nu trebuie să ne placă. Da. Da, așa e. Să nu ne placeți, mă, lăsați-ne în pace. Noi vrem să fim lăsați în pace. Și în 2007-2008 a mai fost. A mai fost ce, cu tremur? Probabil, da. Sau cred criză. Că asta se referă. Că și crize au fost. Dar vezi, oarecum crizele... Și criza e tot cu tremur. Ce, eu pandemia a fost cu tremur? A fost un cu tremur care a distrus. Deci a fost cel mai mare cu tremur din istorie. Da. Și asta cu vaccinul a fost iar o... Deci aia a fost. Cel mai mare cu tremur din istorie a fost pandemia. Aia a destabilizat toată omenirea. Fiecare om care a dezvoltat tot felul de afecțiuni și sau tulburări psihice, da, în ultimii ani a fost afectat de pandemie. Nu. Și crede-mă că numărul lor e mare. De Robert deci, ne spune așa. Mare de tot. Acum se pune accent... Sunt foarte mulți bolnavi. Ne pare rău să știți. Acum se pune accent datorită evenimentelor din Turcia. Avem o solicitare, să-i spunem așa. Ne pare foarte rău că foarte mulți oameni s-au îmbolnăvit și nu se pot ajuta singuri. Dar avem o rugăminte la voi toți ceilalți. Atunci când vedeți un om că nu se comportă tocmai în regulă, încercați să-l ajutați. Încercați să-l ajutați. Adică orice om poate fi ajutat în orice situație, oricât de bolnav ar fi. Dar trebuie ajutat, trebuie dus undeva. Și doar noi, cei din jur. Deci grupul de sprijin suntem noi. Familia, prietenii, apropiații, rudele, colegii. Bravo. Fiecare aia poate. Și psihologul la rapel. Bravo. Nu-i lăsați, mă. Cum v-am spus atunci, când am făcut noi revelionul în direct și reluare și am mai făcut. 2020. Nu lăsați pe nimeni singur acasă de sărbători. Deci nu faceți asta. Oamenii au nevoie de oameni. Da. Și ca să poți observa că unul din ai tăi nu e bine, trebuie să-l vezi. Trebuie să vorbești cu el sau exact, cu ea. Exact, țineți legătura, sunați-vă, dați-vă mesaje, faceți ce vreți. Vedeți că un om poate are nevoie trebuie să vorbească să, cu voi, trebuie să știți unii de alții. Sau să o ascultați. Trebuie să știți unii de alții. Și asta înseamnă într-un fel iubire, aia exact. Adevărată. Asta e. Iubirea nu e doar aia cu paroc. Deci, bine, care știi că mulți dintre noi cei care suntem aici pe live cu tine, îmi spune că cea mai mare iubire e aceea pentru Dumnezeu. Da. Pentru că toți credem asta. Dar și pentru semenul tău. Da. Dar, într-adevăr, sentimentul e, nu, cum să-l numesc, e liberator, cumva. Așa. Te scoate din orice situație. Și, da. Spuneai că sunt foarte mulți oameni care... Am spus că sunt foarte mulți oameni afectați. Și am văzut și eu asta, am observat că s-au accentuat cazurile. Dar tu, în special, Roxana, pentru că faci foarte bine meseria ta și acum glumim, dar trecem și la lucruri serioase, pentru că Roxana este un psiholog și un psiholog foarte bun. Mulțumesc. Și lucrează foarte mult în zona asta cu cei mici, copiii, nu, cu cei mici. În zona de stres. În zona de stres. Și la copii, din păcate, au crescut aceste atacuri de panică. Da. Sunt foarte mulți oameni care spun, domnule, la vârsta asta, chiar așa, da, deci, pentru că a fost tot pandemia, a fost școala online. Copiii împrumută cel mai ușor comportamente. Cel mai ușor. Și adulți împrumută. Da? Și adulți împrumută comportamente. Cu cât stai mai mult cu un om, începi să te porți ca el. Dar la copii e nu mai fragilă problema, știi? E chiar, e chiar rău. Și delicată. Da. Pentru că la copii chiar împrumută. Copilul meu a luat tot felul de pe la școală. Să trăiască. Mulțumesc. A venit acasă și ne-a spus niște lucruri de-am înțepenit. Da. Te întreb ca mamă, dar și ca psiholog, cum? Trebuie să facă oamenii? Trebuie să te ocupi. Trebuie să ai grijă. Trebuie să ai grijă să ții legătura cu școala, să ai încredere. Acum la mod de parenting. Eu am spus foarte clar. Cea mai bună lecție de parenting
este să vă ascultați copiii, să vorbiți cu ei. Corect. Ei vă pot da cele mai bune lecții. Asta e o modă așa, da, cu parenting-ul, ai văzut că... Fără să criticăm pe nimeni, acum fiecare face cum ce vrea. Dar parcă de multe ori nu mai avem timp să vorbim unii cu alții. Asta am observat. Mai timp nici avem. Părinții cu cei, nu, cu copiilor, nu, nici copiii timp cu avem, timp avem, dar suntem răi și nu vrem. Ah. Da, ne-am obișnuit așa să fim răi. Vedeți, aici mai îngloam mai în serios să spun adevărul. Da, trebuie prioritizate. Suntem răi, egoiști, narcisiști. Zi, că mai sunt. Mai avem. Obsedați variante. De control. Obsedați de control. Mai de convinge control. Pe ceilalți, da, că da, noi suntem cei mai tari. Să închizi ușile pe-n casă. Așa, noi, asta a fost așa. Foarte drăguță. Da, deci, de unde vin lucrurile astea? Și de ce nu ne facem timp sau de ce nu încercăm fiecare ca să ne punem pe toți în aceeași oară, să vorbim mai mult? Dar aici suntem și de egoiști. Dar nu lumea, oare nu societatea asta și lumea, păi, ne împinge? Asta ne-am, da, doar ce am spus, Cătălin. Da. De-aia am ajuns în situația asta, de-aia suntem așa. Păi și cum vedem luminița aia de la capătul tunelului? Nu vedem. Păi și o să o vedem vreodată? Nu, suntem câțiva care luptăm. Păi luptăm, dar... Da. Pentru ce, până la urmă? Pentru ceilalți, care nu se pot ajuta singuri. Mm-hmm. Pentru ceilalți, da. Nu trebuie să conștientizeze și ei că trebuie să iesă puțin din zona aia de, poate, sunt clișei, că acum dați-mi pe zona de psihologie, de confort, să spunem. Că trebuie să ieși un pic din zona aia de confort, mm-hmm, și să încerci să faci și tu ceva pentru tine, pentru cei dragi din jurul, mm-hmm, tău. Că foarte mult se complac așa. Nu vreau să dau un exemplu, dar i-a avut pe unii și dacă mâncăm gândași și acceptăm și asta. Păi cum să acceptați să mâncați și gândași? Dă-o acolo de treabă, înseamnă că suntem doar că așa zic unii? Nimic, doamna Georgeta, nimic. Nu sărbători nimic. Jeanu Augustin, îl salutăm pe Jeanu Augustin, pe Obi Stancu, Alin Ghiță Culescu, Ade Mocio, Liliana Țiparu, Marian Marciu și pe toți cei care ne urmăresc și, da, Jeanu Claudia George, cum sărbătoriți voi ziua îndrăgostiților? Cu multă dragoste. Ce să facem? Dăm lockdown la Târgu Jiu. La Vâlcea și unde s-a mai dat? Și peste tot. Da. Etegan Amelia, este grozavă invitata ta. Ne cade cât un cutremur din cer. Amelia Etegan, este grozavă invitata ta, fericită și tu ești grozavă, Amelia, și fac emisiuni foarte, mm-hmm, foarte frumoase împreună cu tine, știi destul de bine, în care vorbim despre conservarea și promovarea patrimoniului cultural. Chiar fac niște emisiuni extraordinare. Ea este managerul Centrului de Creație Populară de aici din Craiova. Și cred că e important, apropo de valoare, de tradiții, putem să, da, mergem și în zona asta de valoare și de tradiții. Mm-hmm. Putem să promovăm ce avem noi ca români. Da. Că știu că tu ești și în zona, putem, asta, într-un fel ești, ții foarte mult la tradiții, la valori. Putem, da. Fiecare face ce vrea. Păi face, da. Da, te referi la noi doi sau la oameni în general? La oameni în general. Da. Ia uite, unde vă petreceți și ce planuri aveți? Georgeta. Aici ne petrecem, nu vezi? Țineți de tradiții, ce facem după e treaba privată a fiecăruia. Da, te rog, deci ce ține de noi, da? Țineți de tradiție. Da, de valori. Și de istorie. De istorie. Și de religie. Și de religie. Da. Parcă aici se lucrează un pic să se destabilizeze. Exact. Dar nu numai la noi. Da. Pentru că și francezii au valori foarte frumoase. Nu le plac intelectuali. Și italienii au valori frumoase. Și parcă astăzi... Uh-huh. Eu corect. Nu sunt neapărat împotriva, deși sunt al globalismului, dar nu poți să îi pui pe toți în aceeași oală. Nu. Cu asta de acord. Adică fiecare are valorile lor... Ce am zis? Că fiecare face ce vrea. Ce consideră. Da, unul se duce cu curentul, unul stă și se uită, unul acționează, fiecare, mm-hmm, face ce poate. Dar se încearcă în așa un fel de, ca să fim toți la fel. Exagerezi acum, gata. Exagerezi? Ajunge, da. Noi ne-am întâlnit pentru dragoste. Ne-am întâlnit, da, bun. S-am rugat roșu degeaba, de ce am venit. A, uitat de dragoste. Păi să revenim la dragostea asta. Ce mai... De ce oamenii când se îndrăgostesc se poartă... Dubios? Aiurea. Că-ți proști. Cu cât ești mai îndrăgostit, cu atât ești mai prostovan. Adică nu, prostogol, bum, bum, ca numai în cap. Claudia Georgeta, mulțumesc pentru răspuns, sunteți minunați. Mulțumim foarte mult. Da. Cu drag. Deci dragostea asta are efecte... Da, devastatoare. Devastatoare. Da, da, da. Ești prostona greu de nu ne putem te feri. Te împiedici, cazi, te lovești. Nu ne putem feri. Nu, no, exclus, nu scapă nimeni. Nimeni nu scapă de așa ceva. Nu scapă, nu scăpați niciunul, nu. Nu, aici, dacă dă cutremur putem, dă dragoste, nu. Da, nici nu vrem. Adică de ce ar trebui să scăpăm de dragoste? Asta e, nu vrem. Este cea mai
să zic așa, cea mai, ghilimele, cea mai plăcută boală, uneori. Mm-hmm. Nu e o boală, dragostea. Bine, nu vorbim de obsesie, aia ceva, când devin, păi, că sunt unii care... Dar nu paranoia, lasă, Cătăline, că noi mai avem mult până să ne îmbolnăvim. Noi știm, tripolar, ne-am făcut singuri. Tripolar? Ne-am făcut singuri, ca să ne fac alții, ne-am făcut asta singuri. Asta e nouă tripolaritate. Da, da. Da, eu am inventat-o, e pentru noi trei. Și glumim. Nu vorbim de triunghiuri, Doamne, ferește. Nu, 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 doar de niște raci, demenți. De amuzanți. Demenți de amuzanți. Da, umorul ajută, nu? Într-o relație de cuplu. Doamne! Folosesc și eu clișee acum, încerc să fac și eu emisiune aici. Ai mai întrebat odată. Ai întrebat și tata trecută. De cuplu. Tu nu știi ce ai făcut într-o relație de cuplu. De luna trecută, așa-i? Cum să nu? A, ce dacă nu se duce aminte. Într-o relație de cuplu. Ți-am răspuns atunci. Într-o... Mergem mai departe. Într-o altă întrebare. De, într-o relație de cuplu. Spusă părerea, m-a supărat. Cum? Ce ai zis? Că m-ai supărat, da. De ce te-am? Insistai atunci cu... Cu ce? Cu ale tale. Cu ce te interesează pe tine? Nu mai știu. Păi, dar... ne-am întâlnit să vorbim despre dragoste. Păi da. Am ajuns în cutremur. Așa, păi... Cumva. Asta e... Și am dat în altele. În ce? În stele? Ca de obicei. Ca de obicei. Da, noi știți că nu ne ținem de program. E o formulă obișnuită. Așa sunt. Dar într-o relație de cuplu, astea, referind la subiectul. Da. Care sunt cele mai... Știu că sunt clișee, sunt și... Sunt normal, că place... știți toți, mă, că ați citit toți Unica, sau cum se numea revista aia, deja, Unica, în fiecare săptămână. Deci, care sunt 10, dăm 10, ai văzut ăla, 10... cum, nu mă... Nu, am, mai mult... Semne că te iubește, sau 10 că veți fi un cuplu, sunteți cuplu perfect. Oamenii caută tot timpul certitudine, asta am venit, și de la putere, ori noi nu putem să... Exemplu. Așa. Să te trezești la ora 7, doar ca să o trezești pe ea, asta. În fiecare zi, da. Mi se pare ce trebuie. Să te trezești sau să te scoli. Da. Deci asta nu, e. Eu am zis ce trebuie. Să te trezești, da, știu că ești. Te trezești tu înainte să o trezești pe ea. Da. De-aia eu scriu cărți. Da. Și eu scriu. Da. Era să zic acum, dar le citește. Nu le citește nimeni, da. Nu, păi noi scriem, Claudia, noi scriem pentru așa, noi. Pentru noi, nu. Exact, și da, noi ne uităm decât la noi. Deci noi când intrăm pe Facebook. Frumoasă, și eu și compliment. Cătă, da. Mi-ai făcut la o poezie. Și eu și Cătă. Am scris și o poezie frumoasă și îmi zice, ce ți-a venit, mă, ce ți-a venit. Dar știi că o să spun întotdeauna adevăr. Adevăr, dar ți-a plăcut să te vin să zic, vai Cătălin, ce frumos ai scris. Dar ți-a plăcut poezia, ți-a plăcut. Nu mi-a plăcut. Ți-a plăcut frumos, mult, nu. Sau, nu știu, nu, am primit mesaje frumoase la poezie. Da, cum plăcea, păi dar nu e pentru toate gusturile, care e problema? Așa. Ce crezi, că ce scriu eu, citește toată lumea sau? Nu. Păi și atunci? Da, totodată tu ai scris foarte frumos de mine în cartea ta. Și n-ai scris doar o dată, ai scris mai multe ori și apreciez lucrul ăsta. Da. Nici eu nu știam că sunt atât de iubit, ca să zic așa, și mulțumesc pentru asta. Geana Georgeta, este cel mai frumos sentiment să te îndrăgostești. Iubirea este farmecul vieții. Ce-mi plac, fără nicio spragă, Claudia, ești fantastic. Îmi plac clișeile astea de ziua îndrăgostiților. Da, da. Le iubesc. La revistele mai aveți, dragilor, revistele, dar cu câțiva ani. De acum mulți ani. Care? Aia cu Bravo. La Bravo. Bravo, mă, Bravo, da. La Bravo era o revistă care avea și o rubrică despre, despre sexualitate. Că asta e, de acolo a început minteala asta, educația. Eu acolo m-am deșteptat. Da? Dar până să existe Bravo... Acolo spunea cum să spui prezent. Ții minte, cum să spui... Dar râdem, dar este o... A fost instructivă revista, să știți. Da, nu e așa, mi se pare. E pentru corect? Acum toți... E corect. Cu toții am... A fost și utilă. Cu toții râdem acum, dar pe vremea aia, nu știu, la vârsta respectivă, că știi chiar să spui... Mă rog. Pe mine nu trebuie. Vorbeai de tine. Vorbeam da. De bărbați. Ah, okay. Da. Mm-hmm. Unii nu știu nici azi. Da, da. Da, o salut pe Gheara Ionașcu și mulțumesc că se află atunci de asemenea psiholog. Și Etegar Amelia spune așa, când ești îndrăgostit, plutești și da, ești chiar tâmp. Vorbeam da, din experiență. Da. Deci ai retard sever. Da. Deci dacă te duc colegii la comisie, te încadrează. Deci nu, e rău de tot. E colegii cel mai binevoitori, ca de obicei. Așa, ca să nu intrăm în detalii, da. Dar ce mai ei nu sunt îndrăgostiți? Mă, să știu. Ei nu-i arazna. Toată lumea e arazna când e îndrăgostit.
sau îndrăgostită? Noi nu, să știi că se manifestă diferit. De-aia poate relațiile la serviciu sunt interzise. Foarte bine. Eu sunt de acord cu asta. Da. Da, ori lucrăm, ori ce facem. Da, aici la serviciu mă abțin, nu comentez. Nu vă încurcați între voi. Mai bine nu. Mai sunt clădiri. Mai sunt clădiri. Mai uitați-vă și pe strada cealaltă. Sau să nu s-afle, că atunci e prăpădie. Da? Și așa cu relația, cu dragostea, cu astea, cu... Mm-hmm. Păi da. Și mai e o alt clișeu, asta îmi place de noi. Cum? Și zic, psihologii spun. Care este cel mai frumos... Da, aia, cu psihologii spun, ai văzut în revistă. O seară perfectă, o seară perfectă. Mai să-mi tu citești horoscopul, Cătăline, și le știi. De Valentine's Day. Păi tu vorbeai de Rași Plagoa și îți zic de mine că citești horoscopul. Vorba de zodii, de data nașterii, dar nu citesc horoscopul. Nu există așa ceva. Tu născută pe 14 februarie, de 14 doamne februarie, iulie, de ziua Franței, nu? Da. Așa, romansele alea. Mie îmi place Macron, ziua, ziua în fiecare an. Festiv, așa, scoate da, și... Scoate armata afară pentru fata. Că nu, că ei nu știa că fac cu armata, dar fine, ba da. Păi toți ce nu fac afară, deci ce avem la... Nu trebuie să bată cineva și în toberea da, la... Sunt țări, care, sunt țări care nu fac, de exemplu, americanii nu fac parade ăștia, numai noi în România și le fac francezii. Pe treceri, nu le pasă. Noi și francezii ce mai, facem. Băi, americanii nu fac, că nu le pasă. Nu fac, da. Ei fac pe treceri, l-ai văzut? Ei fac parade în alte țări. Ca să, nu vă supărați, nu, prietenii noștri, parteneri strategici, în fine. Și chiar țin la acest parteneriat cu Statele Unite și cu NATO. Mm-hmm. Suntem NATO și Uniunea Europeană, ceea ce da, e bine. Da, suntem prieteni toți. Ceea ce e bine. Suntem frați cu toții. Da, așa? Revenim la Crișoara, care îmi place mie foarte mult. Seara perfectă de Valentine's Day. Ce ar trebui? Cum ar, seara perfectă ar fi fără cutremur, de exemplu. Valentine's Day. Doar un cutremur în pat, poate. Cum ar trebui să se finalizeze? Doamne. Cum ar trebui să se finalizeze să o seară perfectă? Cu finalizare sau fără? Poți să fii fericit în fiecare zi. Exact. Eu știi că te ignor acum, că vă prezumă în prostii. Vă rog să-l iertați. Cătălin, iertați-mi. E puțin razna, că și el e îndrăgostit. Da, probabil, nu cred, da, nu cred. Vă rog să-l iertați pentru ultimul comentariu. Sunteți super fericită, mulțumim foarte mult, Mihaela Ionașcu, psiholog, de asemenea un psiholog foarte bun. Vă mulțumim. Cu care am făcut o emisiune foarte, foarte frumoasă și interesantă și o să ținem legătura că mai am făcut de vreo în 2020. Scoate mult toți psihologii, scoate tot. Scot tot din ea. Scoate psihoterapeuți, sexologi, tot ce e nevoie. Potolește oamenii ăștia. Am încercat să fac emisiuni diverse și variate, tocmai pentru a vorbi despre lucrurile astea care se întâmplă adaptate societății. Pentru că sunt niște lucruri, eu mai înglob, mai înțeleg, mai spun și poate mai glumez, mai spun prostit, dar are un substrat acolo, da? Da. Deci seara perfectă, revenind. Nu există. Nu există. Poate să fie în fiecare seară, nu trebuie să fie de Valentin. Și noi avem dragobetele, Cătăline, doar ce am vorbit, tradiții, religie, cultură, exact. Sunt subiecte care ne interesează, că nu suntem proști. Sunt subiecte care ne interesează? Da. E mai celebru Valentine sau dragobete? Da, nu mă interesează, nici nu știu cine. Îl știu doar pe Valentin de la Slobozia. Salut! Salut! Eu nu știu, dar salut și eu, că poate foarte bine, deci nu. Nu mă preocupă subiectul. Da, avem și noi în... Ale noastre avem 24. Da, ne... Nu bine, vrei de să... De 24, seara perfectă. Iar mă somează. De 24, nu seara... Nu putem, am deja planul. Nu, că nu te-ai invitat la emisiune. De seara perfectă. Da. Pe ce să faci și sarmale? Faci plăcintă. Tradițional. Păi da. Faci sarmale și o plăcintă și gata. Stai cu ai tăi, stai cu familia, vă țineți în brațe. Aia faceți. Frumos. Geana Claudia Georgeta, dragostea vine fără să te aștepți. Da, gândești da. Cu inima, nu îți dă poftă de mâncare și nici o dignă la culcare. Aoleu. E grav. Radio Net, urmărim cu mult interes. O emisiune mulțumim, super interesantă. Mulțumim mult. Și o emisiune super interesantă. Mulțumim foarte mult. Salutăm și pe RMS. RMN cu Constantin. Nu mai știe să citească. Și mulțumim foarte mult că ne sunteți alături, dragi prieteni, Liliana Țiparu. Mm-hmm. Da, și eu te ignor acum. Mulțumim. Te iertați-o. Așa, iubirea asta, mm-hmm. iubirea, este pretutindeni, love is in the air, cum se zice. Iubirea e mai multă ură în lume, Cătălin. Păi cum, că se vorbește atât de mult de baloane și de inimioare. Se vorbește. De baloane. Doar se vorbește.
Așa, doar se vorbește. Da. În rest, nu. E ură. Foarte. Dar cum a ajuns lumea la chestia asta? Că din frustrări. Că suntem răi și frustrați și adică nu ajung bani că lumea și ajungem a răi. Tot în zona aia. Că vrem mai mult. Tu nu te-ai mutat și tu dintr-o garsonieră. De e apartament. Ăsta. Bine, nu. Era ca să așa. Avem discuția. Nu. Te-ai duci și tu la două case. Da, nu. Nu. Da? Și vezi că ani de zile dă muncă și nu reușești. Așa, și de ce ar trebui să îți creezi viața ta pentru o mașină, pentru un apartament, pentru... Eu n-am înțeles, sau pentru lucruri materiale. Păi de ce, dar tu nu înțelegi. Când poți să faci o fată fericită și cu o floare. Uite că am făcut o poezie. Da. Te stresează așa. Și te pisează veșnic. Pentru că tu asta ți-ai dorit, da? Tu ai vrut să mergi de la garsonieră la două case. Zici tu? Da, nu, eu am dat un exemplu ca să putem să eu cred că oamenii sunt învățați să se axeze pe material și nu pe lucrurile spirituale. Oare, și se poate și așa, nu? Din școală. Învățați. E, nu. Da, sunt. Aici avem păreri diferite. Ca de obicei. S-a mai întâmplat. Bine că ne înțelegem. Măcar o dată pe emisiune trebuie să ne contrazicem. Corect, ia. Zic. Deci, da, sunt astea dorințele noastre sau ni se impun? Și muncești ani de zile, Cătălin, ani de zile, ani de zile, ani de zile, da? Muncești și vezi că mai treci un an și mai treci un an și tu n-ai reușit, mă, să ții copiii, să te muți în două camere. Măi, mă las să termin. Da, te rog. Evident că te îmbolnăvești. Evident. Și răutatea e cea mai grea boală. Te îmbolnăvești pentru că nu accepti că poți să fii fericit și nu garsonieră. Poți, noi știm cu persoanele asta. Potrivite, noi cu știm persoana asta potrivită și spunem asta par. Întotdeauna. Așa. Dar când ești în situație, nu mai e la fel. Cătălin, e foarte frumos din afară să stai cu părerea și adică să zici tu că da, copii răsfățați singur la părinți și cu da, vorbim noi doi, vă dați seama. Da, adevărul e ca așa. E inutilă discuția, serios. Da, da, noi am înțeles lucrurile astea. De ce le-am înțeles? Pentru că am avut confortul material? Da, am avut și zile grele. Toată lumea are, da. Da, am fost și săraci. Nu problemă. Și, și bogați. Deci în copilăria mea da. S-a întâmplat ca la mine în familie să stăm de cu alocația. Astăzi săracule este o pe TikTok, mai ales este o... O, era mișto. Urât, dar e urât asta. Da, e urât, e urât. Adică ce trebuie să fie toți bogați acum? Eu n-am înțeles de ce trebuie să aibă toți ultimul tip de telefon, de mașină, de și de la de că și de la de la mâna a doua, de le conformă, dar toată lumea vrea. Ce, Cătălin, ce sunt întrebările astea? Pentru că eu nu sunt de acord cu da, lumea asta. Da, nu ești tu de acord, dar e normal și majoritatea sunt copii. Eu până așa. La 25 ani îi consider copii pe toți. Eu consider că n-au minte să ia decizii pentru ei. Serios, vorbesc foarte serios. Deci ea e părerea mea. Și se prezintă și aceste modele și, false, nu doar de exact, mașini. Exact, și toți îndeamnă unul cu altul, că vreau și eu, vreau și eu, dar vreau și eu, dar vreau și eu, dar uite la are eu, de ce nu? Și de aici răutatea, de aici boala asta, asta e boala secolului, răutatea. De-aia suntem și în război. Nu poeziile ți-aduc iubite sau gagici, cum aici, unii ci banii, ce e drept. Da? Ce să zic? Noroc că, poeziile. Noroc că tu ai. Noroc poeziile. Stăm bine. Am inspirație mamă, la poezii. Deci asta știți cum e? Așa. Vai de capul meu. Noroc deci că am inspirație e la... cel mai îndrăgostit om în viață. Deci e leșinat. Nu. Deci fata dragă, nu recunosc, care nu. Ești la mulți ani. Fata dragă nu fi tristă, fiindcă e păcat, fără lacrimi nu există doar adevărat. Dai mă, asta e bădăria valoare, săraca Dumnezeu, e tesație. A ales o cale. Apropo de lucrul ăsta, uite, eu sunt bovință. Dar de unde știm noi ce a ales ea? Ce, pe Erodia am găsit-o? Nu. Păi și atunci? Nu. Nu știu. Dar revenind la cazul ăsta, sunt și foarte multe îngrijorătoare lucruri sinucideri. De ce se întâmplă lucrurile astea? Și sunt foarte mulți oameni care se gândesc că spun că nu mai poți, ai ajuns toți. Acum să fim sinceri, cred că cu toții ne-am gândit cel puțin măcar o dată la lucrul ăsta în viață, dar unii n-au făcut-o sau nu o facem, pentru că, mă rog, avem anumite valori, poate și credința în Dumnezeu sau alte lucruri, dar sunt oameni care efectiv recur la acest gest. Ce le putem spune oamenilor care sunt disperați? Poate sună că... pe cineva. Păi și dacă nu răspunde persoana care o sună. Mai încerci, în agenda nu avea două numere, Cătăline. La ai avea 3-4. Suni, găsești persoana care poate să te liniștească atunci, în momentul ăla. Parcă există și un... Există un telefon. Există un telefon. Căutați, că nu știu, căutați pe internet. Sunt telefoane de urgență pentru orice situație. S-a ocupat domnul Rael. Ce 112, apropo de lucrul ăsta... În orice situație, da. Dacă, simți că nu ți-e bine, nu rușine stai. Pentru pandemie, felicitări pentru celelalte lucruri bune. Pentru că mie îmi place, eu tot timpul am spus, domnule, critic un om când e de criticat, dar când face lucruri bune, nu poți să nu spui. Nu puteai să-l scapi.
Da. Nu. Nu puteam. Ambițios te-am. Nu puteam să-l scap. Da. Pentru da. Că ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani... Gata, nu, s-a întâmplat, a trecut. Hai să depășim momentul. Depășim. Eu vreau ca oamenii să fie bine. Să fie acasă cu familiile lor, să fie fericiți. Doamne ajută. Dar tu vrei asta sau noi vrem asta, dar nu știu dacă unii pot. Pentru că sunt... Uite, e lucrul ăsta, apropo de ziua, de Crăciun unii sunt singuri, de Revelion unii sunt singuri, de Valentine, unii că au auzit pe unii, domnule, de Valentine's Day nu au pe nu știu, păi ce frate trebuie să fie neapărat de ce trebuie să iei așa trage? Păi nu eu o iau, așa sunt statisticile. Nu, nu, zic, dar de ce trebuie, tu eu ca iau și, bine. Tu, ca și individ, așa. De ce trebuie să fii așa prăpăstios? Păi nu, nu știu. Nu te poți distra de Revelion exact. Dacă ești singur? Exact. Sau de Valentine's te Day? Te poți distra chiar mai deci bine. Nu. Nu, nu înțeleg. De ce trebuie să fim așa dramatici, așa pe tragedie? Ne place drama. Uite, și tragedia. Dimulescu cu bombiță. V-am spus eu că bărbații sunt mai romantici în ziua de azi decât fetele. Uite ce spune Dumitru Bombiță. Bombiță ce lumea pentru un cuplu fiecare zi trebuie să fie ziua drăgostiții. Da? Așa, am spus mai devreme. Păi n-a scris o fată lucrul ăsta, tot un băiat a scris. Păi ce? Na. Nu ți se pare vă că bat fetele, nu bărbații sunt mai... Pe orice rază. Bărbații, nu ți se pare că s-a întors lumea asta un pic invers și bărbații sunt din ce în ce mai feminini sau efeminați și femeile sunt mai bărbate, așa? Nu știu ce să zic, adevărat că ești tu ca în lucești. Te dai cu creme, ăsta are cremă și de zi și noapte. Perească, nu, chiar nu mă dau cu creme, serios, nu. Glumim. De zi, de spune, nu ți se pare că parcă așa bărbații... Ce se pare? Nu mi se pare nimic. Fiecare e liber să facă ce vrea. Mie mi se pare că lumea asta o ia așa. A, ți se pare că se aranjează mai mult băieții? Razna. Nu cred că se aranjează mai mult băieții. Nu cred că e posibil, în primul rând. Păi o fată ca să iasă din casă, îi trebuie minim 2 ore. Eu nu cred că un bărbat are atâta răbdare. Nu cred că există bărbatul ăla care are atâta răbdare. Deci dacă îl identificați undeva, vrem să ne vedem și noi. Nu ne spune noi și acum gen și persoane, iarăși clișeire de îmi plac. Nu vreți voi să fim mai răbdători, mai înțelegători cu voi? Mai, nu știu, mai romantici, mai, dar să fim în același timp și duri. Aici este o contradicție în termeni. Romantic și dur. Nu există așa. Și o contradicție în termeni aici. Să fim băieți cu minți, dar și răi un pic așa, că vă atrage lucrul. Păi nu spun să fii în același timp. Cum? Când băieții răi sau băieții buni? Când ești rău, când ești bun. De deci bine e, ca și, e ca și cu prostiile pe care le faci zilnic, știi? De deștept ai crede tu că ești. Așa? Asta e adevărul. Adevăr. Mai faci și tâmpenii, știi? Pe cum? Te plimbi cu cheia de la mașină de în mână, căutând-o disperat prin casă. Adică chestii din ăștia așa, severe, știi? Faci tot felul de chestii, aiurea. Te întrebi toată ziua dacă ai închis sau nu ușa acasă când ai plecat. Fii atent o întrebare. Deci... Asta e de obsesiv cum am pus o întrebare. Ah. Băieții le-a... Nu, fetele le-a băieților mințile sau băieții le-a fetelor mințile? Și. Deci ne zăpăcim unii pe alții. Da, păi ne place. Păi vezi și de-aia, după aia stăm cu facem pline. Sport. Da. Să e sport național în România. Uh-huh. Acel flirt, sau cum se zice. Uite, citeam la o prietenă pe Facebook foarte tare, de lucrează la o bancă în București. Mi-a plăcut asta. A zis așa, a scris ceva, de mi se pare genial. Și vreau să comentăm lucrul ăsta un pic. Dacă vă schimbați astăzi, dacă vă dați telefon, vă schimbați telefoanele, adică să citească eu mesajul cu partenerii, așa, asta, vă sponsorizez eu verighetele, dacă vreți să mă exclus, nu. Nu, că nu. Dar ce părere ai de asta? Să dai telefonul partenerii, să vadă tot ce faci tu. Măi, nu. După nu, ce nu trebuie să faci asta, nu faci asta. Mergem pe încredere. Păi exact. Dar nu pui mâna pe telefon niciodată. Exact. Păi de ce să pui mâna? Nu. Că fiecare are, avem o viață în cuplu, dar fiecare are viața lui. Și da. Și discuțiile cu ceilalți prieteni, nu știu, nu privesc pe partener. Exact. Sau cu ceilalți parteneri sau parteneri al noastră, nu-i privesc pe partener. Asta ziceam și eu. Are o problemă. E asta ziceam și eu. El și cu amantele lui. Dar unii nu înțeleg, da, dragi, cu amantele din cap. Asta nu înțeleg unii. Da. Că viața fiecăruia în ziua de azi este diferită. Mm-hmm. Dar cum rămâne cu morala, fidelitatea? Ce sunt astea? Astea sunt implementate de părinți, de educație acasă. Mm-hmm. Dacă nu le-ai primit, dacă nu merge, nu ți le mai poate da nimeni după 7 ani, e târziu. Da, dar sunt și oameni care vin din familii bune și o ia pe rătură. Acum, Ana. Mai sunt excepții. Ce toate. Avem pădure, avem uscături, avem de toate. Da, dar e grav că nu putem vedea pădurea de atâtea uscături. Atunci e și mai grav.
Mirela Rusu vină, o salutăm și pe Balinel Dinu și le mulțumim tuturor celor care ne sunt alături, dar să nu uităm că, alt clișeu, dragostea e salvatoare. Nu? Mm-hmm. Ne poate salva dragostea. Corect. Din orice situație. Oricând. Da. Oricând. Da. Și oriunde. Oriunde, da. Așa zic și eu. Oricând și oriunde. Să ne vedem și să ne auzim cu bine. Ți-am luat-o, Cătălin. Nu vreau să zic, faceți dragoste, nu război. Nu? Oricând și oriunde faceți da. Alegeți dragostea, nu alegeți războiul. Mm-hmm. Nu? Make corect. Love not war. Asta nu astea hippie, hippie au inventat. Make love not war. Da. Frumos, da. Îndemn. Dar se pare că și azi, de atâția ani se spune lucrul ăsta și e... Și chiar stăm în să mergem și pe spiritualitate, zona de... Eminescu a zis-o foarte bine, că eu dau citate... Știi că eu nu era televizor, da? Nu, dar Eminescu a spus foarte frumos. De 2000 de ani se predică, de aproape 2000 de ani se predică să ne iubim și noi ne umorăm între noi. Exact. E atât de actual că, uite, am dat-o pe Sminter, dar am dat-o și pe cultură, ca să Eminescu nu ziceți că sunt doar pe Cancan și pe Ceau și pe Bravo, sau ce am zis mai devreme, revistele Bravo, cu, da. și cu perversiunile pornografice și altele, și cu OnlyFans, suntem și pe cultură în zona asta, dar e foarte grav că astăzi și cultura apare ciudată. Mm. Începe și ea să fie destabilizată. Păi da, da. De curentul ăsta New Age. Mhm. Tu înțelegi că mie încă nu-mi vine să cred că noi suntem în război? Deci eu am zile în care uit. Se face un an peste 10 zile. Ascultă-mă, eu am zile în care uit. Deci nu mi-aduc aminte, pentru că eu nu stau să urmăresc. Nu noi suntem în război, planeta e în război. Da. Noi în România, slavă Domnului, nu suntem. Evident că nu mă referam la România, dragilor, nu. Nu, mă referam noi așa, în general, noi oameni. Deci mie încă nu-mi vine să cred că în secolul ăsta am trăit să o văd și pe asta. Secolul viteței. Serios, deci nu-mi vine să cred. Ei, am mai fost război. Am citit despre războaie, dar lasă acolo așa. Am mai prins. Nu intră, acolo nu intră. Bine, nu intră. Mirela Rusu vină. Morala implementată de conștiință, nu? Cei care o au. Mm-hmm. Cei care o au. Mm-hmm. Sau care nu care au, cu toți oamenii, cei care vor să asculte de ea. Că unii, toți oamenii, noi suntem creați să știm când facem bine sau rău. Asta e clară treabă. Mm-hmm. Numai că nu toți... Nu alegem. Nu alegem ce trebuie. Nu alegem binele. Alegem greșit. Deci după aia tot noi ne păităm sau ne supărăm că nu știu ce se întâmplă. Dar nu, deci eu nu fac asta. Niciodată, nu. Oamenii am făcut general, o prostie aia. Și eu la fel, adică nu asum. Deci domnule, ăsta ești și eu sunt la fel. De-aia, uite, vezi până încheiem așa. Adică frumos. Ce stau după aia să zic că voi, dar nu trebuia, dar voi, oricum e comis-o. Ce mai contează? Dacă tot ai comis-o, las-o așa. Da, mergi mai departe. Uite oamenii mai repede. Deci dacă tot ai comis-o, las-o așa. Mergi pe bur. Sunt de acord într-un tot aici. Uite, am încheiat, ca de obicei, am finalizat tot timpul, ca de obicei, de acord unul cu altul. Da, păi nu, chiar dacă în general suntem de acord, dar ne mai și certăm, că așa fac frații. Ne certăm? Ne certăm. Gabriela Irina Benchia Romani, felicitări, nota 10. Mulțumim foarte, foarte mult pentru că ne sunteți alături. Eu nu vă pun acolo, că n-am ochelari la mine. Așa. O să o și pe Gabriela Ancuța, de asemenea psiholog, care am făcut emisiuni foarte, foarte frumoase și o mai aștept aici. Bună, cu drag Ancuța, la emisiune. Succes. O să o și pe Claudia Ștefania Stănucă și mulțumesc că se află alături de noi și pe toți cei care v-ați aflat și v-ați aflat alături de noi aici, în care, iată, am încheiat așa prin a fi de acord. Amin! Amin. Doamne ajută. Am făcut Doamne, și scoate-ne din toate. Am făcut-o și pe asta. Da? Sunt câteva lucruri la care țin foarte mult în final. Dimulescu Bombiță, dau și eu nota 10 cu plus. Uite, domne, primim aici note. Mulțumim. Ce vorbești, n-am avut nici la școală atâta. Nu trebuie aici. Neapărat să ne luați nici pe noi în serios. Noi, astea sunt părerile noastre, sunt discuții între noi ca niște frații și dar prieteni buni care suntem. De atâția, da? Dar ne mai și filmăm câteodată. Da, lui îi place să ne urce pe YouTube. Să nu pe Facebook, după aia pe YouTube. Am mai făcut emisiuni. Și mai facem. Da. Și uite, acum când se închei, asta îmi place tot timpul pe final, când se închei, apar multe mesaje le dau citire, că nu. Etegana Amelia, eu și soțul meu suntem împreună de peste 20 de ani, mulți înainte să fii sănătoși, dar nu ne căutăm prin telefoane, portofele, gențe, etc. Bravo! Alegeți dragostea, nu cotrobăiala, ce tare! Doamne, băi, da. Citiți toți mesajul la femeia asta, vă rog. Amelia Etegana. Alegeți dragostea, nu cotrobăiala, cel care alege să înșele o va face oricum, felicitări pentru emisiune. Păi da. O să o facă, găsești o variantă. O face, șterge mesajele și le-a, uite-te da, pe telefon. Găsește, mă, îi spui lui aia, nu mă suna acum. Dacă e hotărât. Exact. Trebuie să fii hotărât să faci
asta și înșelatul este o, nu e o greșeală, că mulți se scuză că au fă, nu, e o alegere asta. Exact, nu e nicio scuză. De ce să ai o scuză? Exact. Ai făcut o alegere, tu asta ți-ai dorit, asta ai făcut. Exact. Cum să zici că a fost o greșeală? Și asumați-vă. Nu, greșeli sunt astea, când te împiedici, când te lovești. Nu, exclus. Atunci când tu conștient te-ai dus într-o parte, mai, acum să fii serios, ca bărbat, eu cred că nu vine niciuna să urce pe tine. Să zici, băi, nu mai pot să scap de aia, că băi, iubito, eu n-am vrut, dar el m-a, băi, deci m-a luat și m-a băgat în debar. Să-i spune în debar. Bine, asta depinde. Mai sunt și răzbunări. Și acolo s-a urcat pe mine și da, a fost o greșeală, n-am putut să mă apăr. Cum mai putea să... S-a întâmplat, ne prinde ce relație între cele două. Că unde vor să răzbunăm pe alte. Nu intrăm în detaliu, în eternul feminin, că nu mai facem 7 emisiuni, facem... Nu mai, nu, deci mai gata. Deci mai sunt și de la care vin. Mai nebunii cu amantele, mai nebunii. Păi nu, nu. Nu suntem de acord. Nu, noi vrem doar într-o relație, pe rând. Nici cu amantele. Suntem de acord dacă nu vă înțelegeți. Ascultă. Suntem de acord dacă nu vă înțelegeți să vă despărțiți. Că mai sunt oameni pe pământ. Deci nu, nu e o problemă asta. Dar. La curație paralele nu. Nu, exclus. Dar perpendiculare? Nu, dar vă faceți rău. De ce să faceți asta? Luați-le pe rând. Deci nu. Deci nu, nu vă încurca. Oricum e... Păi poate unii nu vor să renunțe la confortul respectiv. Băi, greu de tot cu una, dar să ai mai multe pe cap. Da. 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 Dar poate unii vor să aibă ciorba de acasă în continuare încălzită. Sau reîncălzită. Da, foarte bine. Și unele la fel, că nu facem discriminare de sexe. Da. Ca să vedeți-vă doua la voastră, dacă... Și bărbații și femeile. Da. Da. Și așa, pe final, de ce crezi că a crescut rata infidelităților? De ce? În secolul 21. Că există toate aplicațiile astea. Așa. Da? Și oamenii sunt... Și știu să le ascult de multe ori. Chiar dacă dai telefonul, știi cum să le asculti. Și ca bărbați și ca femeile. Corect. Există. Ne-au facilitat. Da? Așa e, ne-au facilitat să ne întâlnim mai repede. Să ne împrietenim. Da, unii se împrietenesc prea mult, adică să exact. Avem o limită. Da. Sau limita e cerul. Limit is the sky. The sky is the limit. The sky is the limit, cum se spune, nu? Așa spune partenerul strategic. Așa am spus și eu când am sărit cu parașut. Ai și sărit, tu ai făcut... Mm-hmm. Băi, frate, suntem, mai avem puțin. Cum a fost experiența? Hai că... Băi, adrenalină. Deci a fost cel mai tare... Nu pot să zic că suntem în direct. A fost cel mai tare sentiment în viață. Deci vă jur. O fată curajoasă. Deci vă jur. Deci nu vreți să știți. În momentul în care cobor, deci nu. Deci da. Eu nu am trăit ceva mai intens. Super. Păi prietena mea care m-a dus acolo a sărit de zeci de ori. Își făcuse un obicei. Te pup, Dana. Își făcuse un obicei. Deci nu te cunoști, dar... Da, se ducea o dată pe lună, măcar să mai sărea așa puțin cu parașutul. Dar atât de mișto era. Cred că sare și singură deja. Sărea. Acum nu cred că mai face asta. Poate vrea să ia... Când ai copii nu mai ești inconștient. Da. Când ai copii nu s-ar putea. Tu ai sărit... Am sărit acum 10 ani. Copilul meu are nici 8. Deci, am înțeles. O să salutăm și pe Todor, Aniela, Eliza, pe domnul doctor Hang Hedari. Și mulțumim că se află alături de noi. În încheiere sunt câteva lucruri la care țin foarte mult, tu le știi deja. Să spui cum te-ai simțit aici alături de mine și alături de prietenii noștri aici pe Facebook și doi, care ar fi mesajul tău astăzi în această zi fără marcată frică. De iubire și de cutremur. Uitați-vă de la mine iubire. Toți, fără frică. Fără frică. Înainte, doar cu Dumnezeu. Așa te-ai simțit aici alături de noi? Puțin. Noi suntem acasă acum. Deci e un răspuns pentru ambele întrebări, ambele mesaje. Eu pot. Dom'le, și eu pot, și noi putem, și voi puteți. Important e să credeți în iubire, să credeți în Dumnezeu, să credeți în voi și să credeți în lucrurile bune și frumoase. Da. Și să fiți... Selectivi. Ăsta e cuvântul. Fiți selectivi. Și asumați în viață. Analizați-vă corect și spuneți, bă, ăsta sunt... Atâta pot. Asta e. Viața e frumoasă. Viața e frumoasă. Asumați-vă cine sunteți și nu mai încercați să fiți alții. Și cum zicea ăla, Mircea Radu, la final de din dragoste de fiecare, iubiți-vă mult, dar nu doar în seara asta sau acum, iubiți-vă în general. Love is in the air. Da. Everywhere I look around, dragoste e peste tot oriunde mă uit. Într-adevăr, dar dragostea cea mai curată și cea mai adevărată o puteți găsi în fiecare în inima voastră, înăuntrul vostru. Acolo este dragostea cea mai curată
pe care voi trebuie să o căutați și o să o găsiți. Cea mai curată dragoste... Că față de Dumnezeu. Nu. Ea unui părinte pentru copilul lui. Așa este, care nu se încheie niciodată. Niciodată. Aia este. De fapt, aia e cea... infinită. E dragostea care niciodată nu se... Aia se termină. Cea mai mare, da. Aia. Da. E infinită. Așa mulțumim. Este. În rest, povești, cancanuri. Putem. Iubiri și toate cele. Și revenim. Urmăriți-ne. Îți mulțumesc, Roxana, și îți dorim mult succes în continuare pe toate planurile. La fel. Vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, succes și toate cele bune pe toate planurile. Multă sănătate, Doamne ajută, multă iubire, să avem credință că va fi bine. Va avem fi credință bine, că va fi bine. Fără frică. Fără frică. Știți, dacă, apropo de lucrul ăsta, atunci când se întâmplă anumite lucruri, nici nu vreau să mai pronunț numele alea de cutremur, dar l-am pronunțat deja, nu intrați în panică. Niciodată. Și nu doar legat de asta. De ce vă spui asta? Oricum vor intra. Nu intrați în panică. Încercați să fiți cât se poate de raționat. Încercați. Încercați. Încercați să nu intrați în panică. Încercați să nu intrați în panică și încercați să găsiți cele mai bune soluții pentru a vă proteja pe voi și pe cei dragi. Și asta nu doar în zona asta, în general în viață. Da. Nu putem opri anumite lucruri, dar le putem ordona. Le putem pune frână. Putem pune frână și putem să, da, putem pune frână și e bine spus, și putem să încercăm să găsim cele mai bune soluții în acel moment. Da. Și să fim raționali. Să gândim, domne, ce putem să facem? Te gândești. Azi, mâine, nu trebuie să iei o decizie acum. Nimic nu e... Eu nu mă grăbesc niciodată. Nu mă grăbesc. Foarte bine. Adică nu. Luați cele mai bune decizii pentru voi și pentru cei dragi vouă. Aveți grijă de ai voștri. Să ne apere Dumnezeu pe toți. Toate cele bune. Multă sănătate tuturor. Să vă fie Dumnezeu mereu aproape și cei dragi. Să dea Dumnezeu să ne vedem și să ne auzim de fiecare dată cu bine. Toate cele bune tuturor, multă sănătate tuturor. Până la live-ul următor, eu sunt Cătălin Ionuțene. Nu uitați, mai în glumă, mai în serios, eu vă spun întotdeauna adevărul. Adevărul.